Salutare și bine ați venit la un nou episod. Vedem ce alte meciuri. Australia cu Chile, Irlanda cu Cehia, Franța, Camerun, Columbia, Spania, Portugalia, Argentina, Ronaldo vs. Messi, adică Ghana cu Slovenia, Elveția cu Belgia. Deci, puteam pica cu Ghana. Meciul cu Ghana de data trecută, din urmă ce alte videoclipuri, a prins foarte bine la public. Uite, chiar o să vă povestesc pe parcursul timpului, parcursul meciului, adică cum acolo pe YouTube Studio mi-a apărut că o parte din minutele de vizualizare din acea lună, 0,5% din căutări a fost pe Ghana. Deci poate prindea mai mult la public, zic și eu, dar glumim acum. Este un meci foarte dificil cu Italia, mai ales dacă vom primi gol, va fi foarte, foarte greu de marcat, fiindcă noi nu avem atacanți de clasă, jucăm cu atacanții noștri români, care nu sunt chiar așa de buni. Aici Bogdan Stancu trece de apărarea lor, dar n-are viteză, asta e problema, degeaba treci dacă n-ai viteză. Imobile, adică nu putem să comparăm niciun jucător român cu Imobile sau Insigne sau cui o să paseze acum, chiar dacă ar putea fi offside. Ai tătăruși, nu cred, Verratti marchează, nu cred așa ceva. Deci efectiv, Tătărușanu a văzut de la 100 de metri că se va pasa acolo. Nu, tată, eu stau pe loc. Dar ce treaba am eu să mă grăbesc, să iau mingea? No. Stau acolo, stau la, aștept să vină pasul, aștept să șuteze la poartă și după mă arunc pe jos, că poate prind și acolo minge-o ceva. Da, să știți că dacă se continuă așa scorul, s-ar putea să schimbăm atacanții fără supărare, fără nicio chestie de acest gen, dar să pierdem deja din 16 zi, deci, sau optim ce sunt, nu, 16-10. Da. Andone acolo, dar Cerbi se opune mult, mult prea bine. Nu știu cine este în poartă la italieni, ar putea fi Donnarumma sau Buffon. Cred că este totuși Donnarumma. Aici m-a surprins puțin, fiindcă Tătărușanu nu avea mingea în mână, doar că iesise din careu. Sincer, știți că n-am mai jucat de mult de LSE și acum în ziua asta trebuie să joc toate meciurile. Și este puțin cam, nu obositor, este așa, nu e fain, parcă. Și Bogdan Stancu reușește să marcheze, nu cred așa ceva. Bogdan Stancu reușește golul și tot spuneam de atacanții noștri, că nu știu ce, că nu știu cum. Faza asta trebuie revăzută ca lumea, deci trebuie revăzută super, super ca lumea. Stați ca să găsim unghiul potrivit. Țaca, țaca, țaca. Deci de aici trebuie văzută, țaca, țaca, mingea, haide, minge, du-te, stop. Ah, ce prost. Haide, mă, dă-te mai în spate. Țaca, 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 vine mingea. Și aici Bogdan Stancu, deci uitați-vă la Bogdan Stancu. Facem aici poză de videoclip, facem screenshot. Și de aici vine mingea. Deci vine mingea, țaca, țaca și Donnarumma se aruncă pe cealaltă parte, nu cred așa ceva. Deci nu cred așa ceva. Reușim să marcăm și facem 1-1 și ne vom revedea după pauză. Începe a doua repriză, a intrat Zaniolo pe teren. Ovidiu Hoban, mai departe către Nemanja Matić. Îl caută pe Bogdan Stancu, mai departe către Andone, mai departe lui Alex Vidal, la acolo. Ce? Cine e băiatul ăla? Palmieri sau cum îl chema? Wow, ce dată nume? Palmieri îl chema? Sau nu știu. Nu cunosc. Gardoș foarte bine acolo a pus umărul. Dar mie mi s-a părut că n-a pus deloc umărul, adică nu, practic a fost, nici nu l-am văzut, nici n-am văzut ce a fost. Palmieri,
palmieri, da. Nu e un singur palmier, sunt mai mulți palmieri, mi se pare corect. Să vedem și ce alte rezultate acolo. 0-0 Portugalia, 0-0 Germania, Elveția, așa. Chile conduce Australia, Irlanda cu Cehia 0-0. Mai departe, Franța cu Camerun 3-0. Umilință. Și Columbia cu Spania 0-0. Și noi 1-1. S-ar putea să mergem mai mult ca sigur în prelungiri, penaltiuri, adică tot ce vă place vouă. Dacă pun în titlu am ajuns la penaltiuri, ce să vedeți, toată lumea știe la finalul videoclipului cum batem penaltiuri. Că de ce nu? Mi se pare și corect. De ce ai vedea toată acțiunea dacă știi că tot se ajunge la penalti? Adică într-un fel vă înțeleg, într-un fel nu prea vă înțeleg, că măcar pe mine mi-ar face gen să mă uit la unul să văd, bă, dar ăla cum a ajuns acolo la penaltiuri? Că nu s-a teleportat scorul 2-2, 1-1 și a bătut. Adică, în zile vreau să zic, a fost acțiune pe timpul meciului și aș vrea să văd cum s-au marcat golurile. Golurile, poate a fost ceva neclar, poate a fost ceva, arbitru a furat, a ținut cu o echipă, n-a ținut cu o echipă, aici nu cred, nu cred, nu, bine tata. Și am putea da un contraatac acum dacă Stancu se va demarca bine, foarte bine, sare acolo mingea. În realitate nu s-ar fi întâmplat această fază. Bogdan Stancu cu dubla, bară, nu cred, nu cred. Și aici dacă îmi spuneți voi că n-a fost indirectă, deci Palmieri îi dă, a dat pasă cu, și eu prost, vai, de la ore de târzii, prost rămâne, i-a dat pasă cu burta sau cu pieptul, cum vreți să-i spuneți, și de asta, dacă dădea cu piciorul pasă la Palmieri, uitați-l pe Palmieri, Emerson Palmieri, recuperează foarte bine și ne vom vedea. Începem aici, în, vom da boost-ul echipei ca să fie acolo, că l-am văzut pe Hoban că am obosit și nu prea îmi place să văd jucătorii obosiți. Aici Palmieri, dacă dă Palmieri assist, nu mai avem nicio șansă. No, așa mai departe, bine, fugi, așa, nu vreau să zic, poate lăsăm pentru final, dacă ar fi un contraatac, să zic ceva care acum ar fi destul de viral pe net cu, lăsați, o să vedeți voi dacă va fi finala și va fi un contraatac, chiar o să vă promit că o să zic ce trebuie. Și aici Nemanja Matić reușește să marcheze chiar în ultimul minut de prima repriză de prelungiri, cum ar veni. Și putem deja să vedem cine a mers mai departe, Chile, Cehia, Franța, aici Columbia, Spania încă se joacă, Portugalia, Argentina încă se joacă, Ghana cu Slovenia, bate Slovenia cu 2-1, Elveția pierde în fața celor de la Belgia și România, bla bla. Hai, Andone, dă drumul la balon, țaca, paca, Barcelona facem noi aici. Ah, trebuia să înaintez, dar nu știam că Flamenzi sau cum îl cheamă pe băiat se va retrage așa. Aici Bogdan Stancu este lăsat, facem aici o tricicletă ca să spunem că n-a ieșit ce trebuia. Știți că oricum nu știu cum se aud videoclipurile, fiindcă filmez toate videoclipurile într-o zi și nu stau să verific, adică n-am stat să verific sunetul. O video, Hoban, hai să vedem dacă reușim să dăm un super gol cu o video, Hoban, da. Reușim să încercăm să dăm un super gol cu Ovidiu Hoban. Bogdan Stancu, Bogdan Stancu, omul nostru, super specialistul nostru la penaltiuri, face 3-1 și este dublă, presupun. Nu știu dacă e dublă, dar parcă a mai marcat meciul ăsta încă o dată. Da, el l-a marcat parcă, nu? Ia să vedem acum repede. Da, el marchează și minutul 44 și minutul 120 și câștigăm cu 3-1. Trecem de Italia, o echipă foarte bună, v-am zis, și de la începutul videoclipului că este o echipă bună și nu știu cum a ieșit Nemanja meciului, nu mă întrebați, eu l-aș fi votat clar pe Bogdan Stancu. Și picăm cu Belgia. Bă, dar eu nu înțeleg cum putem să picăm numai cu echipe de astea super bune. Adică puteam pica cu Chile, cu Cehia, cu Columbia, chiar și cu Slovenia.
chiar și Argentina, dar noi am picat cu Belgia, cu De Bruyne, mi se pare și corect, De Bruyne, omul omului. Haideți să vedem dacă ne găsește scouterul, un român, dă Doamne să fie un român, dar hai că este român. Cam mai să încheieți acest episod, dați acolo un like, abonați-vă la canal și până pe data viitoare, toate cele bune, pa, pa!